Ucraina se pregătește pentru o bătălie dură în Est, unde Rusia își concentrează forțele, a declarat președintele Volodymyr Zelensky, într-o zi în care la Kiev s-au aflat mai întâi cancelarul Austriei, apoi premierul britanic Boris Johnson. Ucraina este gata pentru o bătălie dură în Estul țării, a afirmat președintele Volodymyr Zelensky, într-o înregistrare publicată azi-noapte a precizat că Rusia încă își permite iluzia să aducă noi forțe și echipamente pe teritoriul ucrainean. Zelenski a spus că țara sa trebuie ajutată prin înăsprirea sancțiunilor la adresa Rusiei și prin livrări de armament. Kievul a primit deja ajutoare militare în valoare de aproximativ 3 miliarde de euro de la Uniunea Europeană și Statele Unite. Marea Britanie i-a oferit la rândul său echipamente Ucrainei, în special sisteme individuale anti-tank și antiaeriene. Londra ar urma să trimită acum vehicule blindate și rachete antinavă, în condițiile în care Rusia amenință și litoralul ucrainian al Mării Negre și există teme privind un asalt asupra acesteia, ținta principală fiind Odessa. Ajutorul britanic a fost promis de premierul Boris Johnson, aflat într-o vizită surpriză la Kiev. Johnson a mai spus cu acest prelej și că țara sa va adopta noi sancțiuni economice. Înaintea lui Johnson, la Kiev a fost și cancelarul austriac. Rusia se pregătește pentru un asalt masiv în estul Ucrainei. După ce și-a retras forțele din nordul acestei țări și nu a reușit să captureze niciun oraș important, autoritățile din est i-au cerut populației să părăsească de urgență regiunea, înainte ca Rusia să le blocheze retragerea, cum a pățit civilii din alte orașe asediate. La Kramatorsk, oraș marcat de bombardarea gării pline cu refugiați, atac soldat cu peste 50 de morți, guvernatorul se așteaptă ca în urma plecărilor populația să scadă de la 220.000 la 50.000, 60.000 în următoarele zile. Ucraina a interzis toate importurile din Rusia, care era unul dintre cei mai importanți parteneri comerciali ai săi înainte de război. Ucraina importa anual din Rusia mărfuri în valoare de 6 miliarde de dolari. Schimbările comerciale sunt practic blocate de când a început războiul, dar acum au devenit și ilegale. Kievul a cerut totodată altor țări să adopte sancțiuni economice mai spre. Occidentul a impus un set sever de sancțiuni Rusiei, însă Uniunea Europeană, principal importator de energie rusească, a evitat până acum să adopte și sancțiuni care să vizeze importurile de petrol și mai ales de gaze naturale, care se ridică la sute de miliarde de europeani. Chevul a pledat pentru blocarea importului de hidrocarburi, întrucât banii plătiți pentru acestea finanțează mașina de război rusă. Nu uita să-mi spui ce părere ai avut despre această știre.